Bună tuturor și bine ați venit sau ați revenit pe Ascult și Citesc. Eu sunt Loredana și, ca de obicei, cu mici excepții, în fiecare sâmbătă vin aici pe YouTube să povestim despre cărți. Spun cu mici excepții pentru că săptămâna trecută am postat vineri în loc de sâmbătă și a fost un haos general în toată România. Cumva în subconștient eu am încercat să vă aduc weekendul mai repede. Astăzi vin la voi cu o rubrică, să-i spunem așa, pe care am început-o aici pe YouTube, dar de ceva timp n-am mai revenit asupra ei, și anume recomandări de autori. Am avut autori care cred eu că merită mai multă atenție, care nu sunt destul de populari. Am avut autori cu premiul Nobel pentru literatură, iar acum m-am gândit să vorbim despre 10 autori japonezi. Așadar, am 10 autori japonezi și 10 cărți scrise de aceștia și sper eu din tot sufletul să veniți și voi cu recomandări, pentru că sunt convinsă că ați apucat să citiți și altceva în afară de Murakami, despre care v-am tot spus și v-am înnebunit să îl citiți pe acesta, dar recunosc că Murakami, Haruki Murakami, este motivul pentru care eu am vrut să citesc mai mulți scriitori japonezi, motivul pentru care m-am îndrăgostit de cultura japoneză și de Japonia și de mâncarea japoneză și de... Da, să trecem și la cărți, totuși. Începem cu Yasushi Inoue, născut în 1907 și a murit în 1991. În 1949 se impune în literatură cu romanul Lupta de Tauri și obține premiul Akutagawa. Este un premiu, din câte am citit eu și în cartea lui Haruki Murakami, destul de important în Japonia, mai ales pentru autorii la început de drum. Eu am ales de la acesta Dragostea și moartea și valurile, însă mai am cărți pe care încă nu le-am citit în bibliotecă și de-abia aștept să văd cum o să fie și acelea. Ajungem și la o scriitoare și anume Yoko Ogawa, care s-a născut în 1962. Debutează în 1988 cu romanul Fluturele strivit, pentru care primește premiul Cayenne. O altă novelă, Calendarul sarcinii, este recompensată cu premiul Akutagawa, despre care vă spuneam că l-a primit și Yasushi Inoue. Ceea ce mi se pare interesant este că într-un interviu spune că jurnalul Anne Frank, pe care l-a citit în adolescență, a determinat-o să înceapă să scrie. Ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Eu am ales, cred că cea mai publicată carte scrisă de această autoare, și anume Hotel Iris. De dacă mai țineți minte recenzia acestei cărți, e o carte șocantă și foarte sinceră cumva, nu știu, dar în același timp e dură. E cu obsesii sexuale și cu dorințe sexuale și cu nebunii de genul ăsta și cu întâmplări dubioase și cred că o carte de genul ăsta n-are cum să îți fugă așa din minte atât de repede, de aceea am și ales eu Hotel Iris. Nu cred că mai are rost să vă stau să vă povestesc mult despre cărțile pe care vi le arăt acum. În primul rând, în prim plan sunt autorii. Puteți să alegeți orice carte de la unul dintre autorii pe care îi recomand eu aici, nu neapărat cărțile pe care vi le arăt. Important e că vreau să aduc în discuție acești autori și cred eu că merită citiți, indiferent că este cartea pe care o recomand eu sau oricare alta. Pur și simplu dați un search pe Google și vedeți ce cărți mai au acești autori și alegeți una care vi se pare vouă că e potrivită pentru voi. Trecem la Yukio Mishima, un autor care a fost nominalizat de 3 ori la Premiul Nobel pentru Literatură, însă n-a câștigat niciodată. Din păcate. Mie chiar mi se pare că este un autor puternic. Se naște la 14 ianuarie 1925 la Tokyo, într-o familie de samurai, și începe să scrie încă de la vârsta de 12 ani. Yukio Mishima este cumva un pseudonim pentru a-și ascunde activitatea literară față de tatăl său, adept al unei educații stricte. Mi se pare incredibil, ești adeptul unei educații stricte, dar nu lași pe copilul tău să scrie, să devină autor.
încât trebuie să se ascundă. Da, Yukio Mishima oricum are o viață destul de tumultoasă și de aceea o să vă mai citesc pentru că e mai interesant decât la cei de dinainte. Mi se pare mie interesant, chiar a avut o viață grea. În 1949 îi apare romanul Confesiunile unei măști, pe care și eu l-am citit. Este o carte pe care am citit-o de două ori, pentru că am uitat că am citit-o prima oară. Confesiunile unei măști îl propulsează în rândul celor mai cunoscuți scriitori ai noii generații. Mishima începe astfel o carieră literară fulminantă, publicând constant romane, printre care se numără și Sete de iubire, romanul pe care l-am ales eu pentru acest vlog. Dar, o să continui să vă citesc. Yukio Mishima a scris numeroase povestiri și 33 de piese de teatru. Întreaga lui viață a fost marcată de preocuparea obsesivă pentru codul onoarei samuraiilor. Vezi eseul său, Calea Samuraiului, a apărut în 1967. Aceasta îl va împinge pe 25 noiembrie 1970, ziua în care încheie Îngerul de Căzut, la gestul sinuciderii rituale prin seppuku. Eu mi-am zis că îmi doresc neapărat să citesc Îngerul de Căzut, încă n-am cumpărat cartea, dar îmi doresc să o am în bibliotecă și să o citesc. Așadar, Yukio Mishima, eu zic să încercați Sete de iubire, că poate vă este puțin sete. De taburi, așa cum este în roman. Trecem la Natsuko Imamura, născută în 1980 în orașul Hiroshima. Este o autoare foarte tânără pe care și eu am descoperit-o de-abia în vară și am ales pentru acest vlog singura carte pe care de fapt am citit-o eu scrisă de aceasta, și anume Femeia cu fustă violet, pentru care a primit premiul Akutagawa în 2019, acest premiu renumit, fără de care se pare că în Japonia nu ajungi scriitor. Cam așa spunea și Murakami în cartea sa în care vorbește despre meseria de romancier, care chiar așa se numește, meseria de romancier. E o carte pe care o citești foarte ușor, rapid, cumva, mi se pare mie, cred că, opa, semnul, cam toate cărțile pe care le-am citit eu scrise de japonezi, poate că generalizez, sunt ușor de citit, au personaje și o acțiune care te prinde. Și cumva scriu pentru omul de rând. Nu mi se pare că ce am citit eu până acum, autorii japonezi scriu pentru critică, pentru oamenii super inteligenți. Nu, pur și simplu pentru omul de rând. Acum generalizez, evident, vă dați seama, dar Natsuko Imamura, Femeia cu fustă violet, chiar este o carte ușor de citit, pe care o poate citi oricine. Trecem și la Kenzaburo Oe, n-aveam cum să nu-l avem și pe el aici. Născut în 1935, este unul dintre marii prozatori japonezi ai secolului 20 și un clasic al literaturii universale, distins în 1994 cu Premiul Nobel pentru literatură. Eu am ales pentru acest vlog cartea sa extrem de micuță, care se numește 17. Este o carte cu o poveste inspirată dintr-un caz real despre un adolescent timid care se preocupă cumva în mare parte doar de masturbare. Da, v-am spus că au cumva obsesiile lor japonezii. Dar e o carte, după cum vedeți, atât de mică încât nu știu dacă îți trebuie o oră să o citești, așa că eu zic că n-aveți nimic de pierdut, puteți să încercați să vedeți cum vi se pare Kenzaburo Oe. Ajungem și la Yasunari Kawabata, născut în 1899, un alt autor japonez distins cu Premiul Nobel pentru literatură, n-aveam cum să nu vorbim despre el. A debutat în 1925 și a devenit cunoscut prin novela Dansatoarea din Izu. O cărticică pe care și eu am citit-o și mi s-a părut interesantă. De la Yasunari Kawabata, ci drept, am avut o perioadă în care am citit destul de multe cărți scrise de acesta. Cred că am cel puțin vreo 7 în bibliotecă și toate sunt citite deja. Dar astăzi am ales Vechiul Oraș Imperial. Cumva, eu zic că puteți să încercați și Dansatoarea din Izu, m-am gândit și eu la ea, dar
cartea asta cumva e mai potrivită pentru a cunoaște cultura japoneză, de fapt. Inclusiv sărbătoarea asta lor cu cireșii mi-a rămas destul de bine în memorie datorită acestei cărți. O carte care nu mi-a plăcut mie deloc, scrisă de Yasunari Kawabata, este Maestrul de Go, căreia i-am dat o steluță, m-a băgat într-un reading slump incredibil și e, nu știu, o carte la fel de groasă ca asta, aproximativ, dar cred că mi-a trebuit o lună sau ceva de genul ăsta să mă străduiesc să o citesc. N-am lăsat-o, n-am vrut să o las pentru că am vrut să văd, poate se întâmplă și altceva, dar nu s-a întâmplat. Da, pentru mine aia a fost o dezamăgire, însă, în general, cărțile pe care le-am citit eu de la Kawabata sunt bune. Dar încercați și vedeți, are... A scris foarte mult și poate că vă face cu ochiul altceva, un alt gen. Despre cine să vă mai vorbesc? Despre Ryu Murakami, care nu este Haruki Murakami, așadar nu este acel Murakami despre care v-am tot vorbit. Este un alt Murakami, nici măcar nu sunt rude, dar mă bucur că am un alt Murakami despre care să vă vorbesc. Ryu Murakami s-a născut în 1952 în orașul Sasebo, prefectura Nagasaki. Considerat alături de Haruki Murakami unul dintre cei mai importanti scriitori japonezi contemporani. În 1976 publică romanul Albastru nemărginit, aproape transparent, care a fost distins cu prestigioasele premii literare japoneze Gunzo și Akutagawa. Am citit și eu, de fapt, așa l-am cunoscut pe Ryu Murakami citind Albastru nemărginit, aproape transparent, o carte... Doamne, cum e cartea aia! Chiar... Bine, dacă o să spun asta, probabil că mulți o să-și dorească să o citească, dar este fucked up cartea. Atât de șocant a fost pentru mine să citesc, pe alocuri chiar scârboasă, la modul cum îmi descria toate prostiile pe care le făceau în grupul ăsta de prieteni în cartea aia, se drogau și orgii sexuale și ce mai făceau acolo. Da, e o carte grea, dar o să fiți șocați. Pe asta am ales-o. Știu, sunt ciudată. Recomand Albastru nemărginit, aproape transparent. E cartea care m-a făcut să vreau să mai citesc și alte cărți scrise de Ryu Murakami, să înțeleg dacă continuă tot așa. Dar încă am și acum starea aia de, Doamne, ce carte dură. E o carte dură și e atât de subțire. Uite, și-a ecranizat acest roman în 1979, în regia lui Ryu Murakami. A publicat un număr impresionant de cărți, printre care și În supa miso, este o carte pe care la un moment dat am tot căutat-o și nu o găseam. Bine, probabil că acum dacă o caut... am mai multe șanse, aș putea să o găsesc. Este una dintre cărțile pe care vreau eu să le citesc neapărat, scrise de Ryu Murakami. Este și un apreciat regizor, tocmai vă spuneam că și-a ecranizat acest roman, Albastru nemărginit, aproape transparent. Și ecranizarea romanului Audiția, și romanul acela l-am citit, dar regia lui Takashi Miike. Da, s-a bucurat de succes la festivalul de film din Europa și America, deci nu în regia lui Ryu Murakami. Cam atât. Eu zic să dați un Google să vedeți dacă v-am făcut curioși despre Ryu Murakami, dacă tot ați citit. Cred că toți de aici, de pe YouTube, l-ați citit pe Haruki Murakami după 2 ani și ceva în care v-am înnebunit. Doamne, ce bine scrie Murakami, mie plac cărțile lui Murakami. Acum pot să vă fac o nouă obsesie cu Ryu Murakami. Dar... mie încă îmi place mult mai mult Haruki Murakami. De la Ryu nici n-am citit atât de multe cărți, dar aș mai citi. Inclusiv în momentul de față citesc o carte scrisă de Ryu Murakami, și anume 69, care nu e atât de pornă precum sună. 69, anul, nu poziția. V-am văzut la ce vă gândiți. Și-au rămas doar 3. Unul dintre ei este Shusaku Endo, născut în 1923 la Tokyo. A debutat în 1955 cu romanul Omul Alb, distins cu premiul Akutagawa. Din câte observați, cred că toți autorii pe care vi-i arăt eu în acest vlog au primit acest premiu, că altfel n-ar fi putut să fie scriitori. A încetat din viață în anul 1996. Eu am ales cartea Tăcere. Este o carte
pe care mi-a recomandat-o la începutul canalului de YouTube cineva atât de insistent încât am cumpărat-o și așa l-am descoperit pe Shusaku Endo, așa că mulțumesc, sper că mai ești încă aici și că ne mai poți recomanda cărți scrise de autori japonezi. Mie mi-a plăcut foarte mult tăcere, mi-am cumpărat și Scandalul, dar încă n-am apucat să o citesc, însă o voi face cu siguranță. Un alt autor distins cu premiul Nobel pentru literatură este Kazuo Ishiguro, născut la Nagasaki în 1954 și a emigrat în Marea Britanie în 1960. A debutat ca prozator la 28 de ani cu Amintirea palidă a munților. 1989 este pentru Ishiguro anul de vârf al carierei, autorul obținând cu Rămășițele zilei râvnitul Book Prize, pe care, o carte pe care am citit-o și eu. Zici că mă laud, nu știu ce, nu vă interesa, că eu am ales pentru acest vlog Să nu mă părăsești, cred că e cartea despre care v-am mai tot povestit. Apărea și în primul meu vlog cu cărțile mele preferate, topul cărților mele preferate. Eu zic că e, din ce am citit până acum, cea mai bună carte scrisă de Ishiguro, însă vă avertizez, este o distopie, asta ca să știți că sunt persoane cărora nu le plac distopiile. Dar este foarte bună. Nu știu, nu aveți cum să nu. Mie mi se pare extrem de bună, de aceea o recomand cum prind ocazia. Hop! Să nu mă părăsești! Premiul Nobel l-a primit în 2017. Și așa am ajuns eu la el, pentru că eram acolo și am zis Să nu mă părăsești, dragă Kazuo Ishiguro, și să ne mai scrii că bine o faci! Ultimul autor din acest vlog, probabil că v-ați prins că este vorba despre Haruki Murakami, nimeni altul decât unul dintre cei mai populari autori japonezi și unul dintre preferații mei. Nu doar japonezi, ci autori în general. Haruki Murakami s-a născut în 1949, din păcate n-a câștigat încă premiul Nobel, am tot făcut petiții, le-am scris, băi, ce faceți, vedeți că mai este omul ăla la rând, încă nu mi-au răspuns. Eu am ales pentru acest vlog cartea Kafka pe malul mării, asta pentru că m-am tot gândit ce nu v-am mai arătat de mult și le tot schimb. Sunt așa, hai să nu arăt tot 1Q84 sau tot Pădurea Norvegiană, hai să mai schimb, să o arăt și pe asta și pe asta, pentru că îmi plac foarte multe dintre cărțile lui. Am deja un vlog dedicat lui Haruki Murakami, îl puteți vedea dând click aici. Este al doilea vlog pe care l-am postat eu aici pe YouTube. Uite, probabil ar trebui să fac un update. Nu pentru că mi s-au schimbat neapărat, nu s-a schimbat acel top, însă probabil aș putea să-l fac un pic mai bine. Primesc de multe ori întrebări în privat pe Instagram de la mai multe persoane, întrebându-mă cu ce carte să încep, cu oricare. Ia orice carte de la Haruki Murakami. Eu zic că o să-ți placă. Eu am început cu Pădurea Norvegiană, pentru că e și cea mai cunoscută și datorită ei am zis, wow, vreau să văd și celelalte cărți, cum le-a scris. Eu, în general, recomand să începi, când vrei să-l cunoști pe un autor, să începi cu o carte mai subțirică, mai mică, nu știu de ce, eu așa fac, cel puțin, încerc cu ceva mai mic, de aceea, nu știu, Iubita mea, Sputnik, sau La sud de graniță, La vezi de soare și inclusiv Pădurea Norvegiană mi se par super potrivite. Sigur, dacă e cu ce-mi place mie mai mult, poți începe cu trilogia 1Q84. Cam atât și cu Haruki Murakami, pentru că despre el v-am tot vorbit în aceștia aproape 3 ani de când sunt aici pe YouTube. Acum e rândul vostru să ne recomandați scriitori japonezi și cărți scrise de aceștia, pentru că poate mai sunt și alte persoane pasionate de literatura japoneză, așa cum sunt eu. Eu de-abia aștept să descoper autori noi și cărți noi, mai ales că recomandările sunt venite din partea voastră și n-au cum să nu-mi placă. Data viitoare, când o să vin cu update la vlogul cu scriitori japonezi, o să fie din Japonia făcut vlogul pe un tatami cu un sushi în gură. Atât pentru astăzi, ne vedem săptămâna viitoare, sâmbătă, probabil, sper, Doamne ajută!